În perioada 1-8 septembrie, Primăria Municipiului Călăraș, prin Serviciul Public Piese și Oboare, organizează Târgul de Toamnă. Potrivit organizatorilor, anul acesta, în parcarea din fața oborului s-au alocat terenuri pentru 90 de mici comercianți care vor putea vinde articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, unelte, electronice și electrocasnice, legume și fructe. În incinta oborului vor funcționa 27 de unități de alimentație publică. Bună ziua! Bună ziua, hotărâți! Bună ziua! De unde sunteți? Din Argeș. Din Argeș. Și ați venit la Călăraș de Bâlci. Da, și venim în fiecare an cu drag, numai dumneavoastră să ne primiți aici, că venim în fiecare an. Încercăm să-l ținem, că vedeți că vremurile cum sunt. Da, domnul primar. De unde sunt produsele? Le luați din angrouri sau le luați din... La țărăș, nu? Da. Dacă nu vedeți țărăș, nu mă spune aici. Nu mi-am deschis bălciu? Da? Cum? Ești pregătită? Sunt. O săptămână de foc. De foc și... Zi și noapte. Și sunt izolatori. Sau de, nu știu, de cam multe ore și opusători. Da? Eu te vizitam pentru oricum. Da, sunt pozitivă, da. E învățat. Și am 30 de ani de comerț, da. Da. Unde o lăiam? Alea. Terase. Unde o? De la aici. Poloiane. Vino mă încoace. Ia vreo casă. Ia, cine mulțumim mai pentru prima? Eu știu că mă atât, n-am. Mai? Eu știu că mă iubiți, că sunt la treabă acum, da. Ce faci? La treabă, la lucru. Pregătit? Da, mi-am luat concediu. O săptămână de foc. Da, ce se face? Să ajutăm lumea aici. Un producător local, de la Roset, parcă, nu? Grație, de domnule Viorel. Da? Da, da. Prezentare frumoasă aici. Civilizată, normală, și mobilier, nou. Vreau că pe echipa lui Viorel. Salutări. Terasul, ajungem acolo, la partea stângă, da. Și în florul care... Fructele și tot ce înseamnă comerțul cu amănuntul așa, cu bucării cu astea, păstradat. Alea, cum sunt păstrat? Da. Și aici spațiul, s-a micșorat în spațiu? S-a micșorat, am mai strâns și reușit la fiecare, am mai dat... Bună ziua, aici cine e patronul? Mă, toate firmele sunt în Călăraș, da? Da. A, Rivers e aici? Dragoș. Și partea cealaltă? Să mulțumim ție participanții care vin în Bălci. Deci am încercat, domnul președinte, acesta să limităm prezența acestora numai de la firmele din Călăraș. Da. Da, pentru că spațiul ne-a permis și atunci încercăm să menținem economia locală. O prioritate. Care era procentul firmelor din Călăraș sau firmelor care veneau și din alte părți? Destul de compara ultimul Bâlci când l-am fost. Alimentație publică, 95% erau numai din Călăraș. Da. La parte distracție, aveam undeva la 40% erau din Călăraș și mai erau cei din Buzău care asigurau anul ăsta, avem, sau cam interesant. Călărășenii sunt prioritari în organizarea Bâlcii. Păi așa și da, locurile. Așa am gândit-o pentru că trebuie să promovăm mai economia locală. Vorbiți să-i lase mașina aia de curățat, o rugăm la Adriana, acolo, curte, ca să fie aproape și în fiecare dimineață ne avem menționată prin contract să le curățăm. Da. Dacă se întâmplă ziua, vedeți. Deci suplimentar chemați-le ca să nu fie. Dacă sunt murdare și nefolosite... Aici am făcut un punct de vaccinare. Da, și aveți sprijinul... Și intră aici pentru așteptare. Da. În interior am eu o încăpere în care se vaccinează.